Hai odată, omule bun, de oră te aștept să mă ajuți. Nicule, am venit să te ajut, dar nu cred că sunt stare să te ajut sincer, că mi-a făcut o lucrare la o măsea. Fai de capul meu. Acum ți-ai găsit să spui și tu dinți, acum când s-o scumpit tătă mâncarea. Hai. Dar crezi că mi-am dorit, mă, Nicule, dar n-am avut un control. N-ai un Nurofen, așa mă doare, nu mă mai lasă. Nurofen? Tu știi cu cât s-o scumpit medicamentele de anul trecut? Cu 25%, numai analgezicele. Bine, Nicule, hai sau n-ai, că mă lasă și anestezia. Mă, am ceva ca să-ți dau ca să-ți amorțească. O pălincuță, merge? E, bună și aia. Bună vi și aia, hai să-ți torn un păhăruț. Eu că așa mă doare, mă, că mai bine muream, mă. Te cred. Vorba aia, mai bine faci un coptil decât să scoți o măsea. Băi, că coron. Na. Ce faci, mă? Mai merge și pe jumătate de măsea. Tu știi cu cât, eu îți mai pui, dar tu știi cu cât s-o scumpit lemnul pe care îl pun eu la foc la cazan? O fi, mă, Nică. 96% s-o scumpit de toamna trecută. Gazul numai 80%. 80% s-o scumpit gazul, înfiorător, îți spun eu. Dar ce le știi, mă, Nicule, le știi tu pe tăte. Curentul, 75% au crescut, mă. Am schimbat în tătă casa, am pus becuri ecologice sau economice, cum le zice, și nici nu le aprindem. Cum se face sare, cum ne băgăm în pat? Nu le aprindem. Mă face să zic așa, mă doare. Vezi, nu te coste mai mult după 9 luni. Bă, dar atâtea ori crescut. 35% au crescut prețul la pită. Cu 17% au crescut prețul la lactate. Mă, numai de trăit. Deci de la fructe nimica? Fructele s-au scumpit numai cu 3,42%. Oricum românii nu mâncă fructe. Numai în cazan, așa e? Tu ce faci cu parul ăla? Stai să-l încălzești? Nu, dar... Cu folos, să fie că altul nu-ți mai pune. Tătia s-a scumpit, ce să facem? Asta e. Da, auzi, da. Punem dopul și gata. În vacanță, nu mereți? În vacanță? Dar ce în casă stăm, mă? Tu știi cât e un șezlong? 100 de lei, dublu față de anul trecut. Stai pe prosop, da. 8 lei un mic. Hamsile, o porție, 25 de lei, mă. Numai la Marea Românească să nu te duci. Păi noi nu avem autostradă, mă, că m-aș duce în Croația. Oricum, nu mă duc. Du-te în delta, mă, că și așa ai rude acolo. Rude am și țânțare am. De prune asta? De prune, vezi. Cu economie bea-o, mă, că după un pahar îți dau să-ți ajungă pe măsea. În delta am rude și țânțare și o apă plată. Știi cât e la jumătate de litru? 8 lei. Cu 35% mai scumpă decât la ștran la Tășnad, mă. Bine că nu ești profesor, că așa le calculezi tu. Bă, dar n-am de ales. Facem listă cu ce trebuie să ne cumpărăm. Luăm chestii esențiale. Trăim de la un salar la altul, efectiv. Nicule, nici nu vine să beau paharul ăsta. Nu-ți cer bani, na, ia-l înapoi. Dacă bă, nu, mă, trebuie să ne adaptăm. O să vină criză globală, criză mondială. Trebuie să fim atenți cu banii, mă. Trebuie să facem economii la sânge, să nu cheltuim pe lucruri inutile. Bine. Zi-mi de ce am venit și cu ce te ajut. Ți-o mai trecut un pic? M-am lăsat, după amorțuri. Hai la garaj să mă ajut să-mi iau mașina de spălat vase. Am cumpărat mașina de spălat vase. Am găsit-o la ofertă, mă, nu puteam să o las, că e un chilipir. 2500 de lei. Parcă e că nu mai dai banii pe prostii. Cum să las eu super ofertă? 2500 de lei. 2500 de lei? De unde ai avut atâția lei, mă, Nicule? Păi am schimbat niște euro.